Noi acum încercăm să călătorim imaginar într-un loc recent inaugurat la Chișinău. Este vorba despre primul centru universitar de excelență în producție digital media. Vorbim așadar despre 3.000 de metri pătrați și nenumărate studiouri în care cei care sunt pasionați de creație și cei care activează de fapt în cadrul industriilor creative au și găsesc totul, tot de ce au nevoie pentru a crea produse media faine, moderne și care să se încadreze cu succes în spațiul internațional. Mai multe despre ce înseamnă MediaCore aflăm în continuare de la domnul Igor Șarov, care este rectorul Universității de Stat din Moldova. Bună seara, domnule Șarov! Da, bună seara și vă mulțumesc mult pentru invitație și pentru posibilitatea de a prezenta MediaCentru în cadrul Universității de Stat din Moldova. Vă mulțumim frumos! Așadar, ca să începem cu niște explicații pentru cei care ne urmăresc acum, ce înseamnă MediaCore? Ce este MediaCore și ce nu este MediaCore? MediaCore, în primul rând, este primul centru de excelență universitar digital media din Republica Moldova, care oferă multiple oportunități, posibilități, atât pentru studenți, profesori, cât și pentru reprezentanții domeniul business-ului care se ocupă de industriile creative. MediaCore este, în același timp, o platformă foarte bună pentru organizarea diferitor conferințe, manifestații și altor întâlniri de acest gen, care le întâlnim pe platformă atât reprezentanții mediului de afaceri, cât și studenții, fiindcă tot mai mult am vorbit noi de apropierea școlii superioare de învățământ a universităților din mediul de afaceri și acest lucru se întâmplă astăzi la Universitatea de Stat din Moldova, ca de altfel și la multe alte universități din Republic cu susținerea partenerilor noștri. Acesta este o platformă, după mine, foarte bună în care cei care vin cu idei inovative ar putea să realizeze visurile în sale. MediaCore nu este o platformă, cum eronat uneori se interpresează, de darea închirie a anumitor spații. Ori regele Ferdinand spunea că nu zidurile fac o școală, ci spiritul ce domnește în ea, de aceea cei ce ne propunem noi de această apropiere sper să fie realizată cu eforturile comune. În ce măsură ne va realiza, va arăta timpul, de ce? Fiindcă investițiile și susținerea care a avut din partea partenerilor de dezvoltare a fost una enormă. Este un proiect grandios la care au lucrat reprezentanții mai multor lumi, dacă pot să spun așa, ați beneficiat de sprijinul partenerilor externi și nu putem să nu vă întrebăm care a fost aportul Universității de Stat din Moldova la crearea MediaCore. Da, într-adevăr am beneficiat de partea susținerea din partea mai multor actori, în primul rând aceștia sunt partenerii noștri de dezvoltare, fără de care nu putem să ne imaginăm multiple proiecte și nu numai MediaCore, care este unul din cele mai grandioase proiecte din ultimul timp în cadrul Universității de Stat din Moldova. Vorbim de o investiție de 3 milioane de dolari pentru moment, care cu siguranță va fi complementată perioada următoare de timp și în această ordine de idei, în scurt timp, vom veni cu anumite informații pentru noi, așa că fiți cu ochii pe noi. O sumă inițială de 3 milioane de dolari, care constă dintr-o contribuție propriu-zis a Universității de Stat din Moldova, cu 3 milioane de lei a Guvernului Republicii Moldova, o contribuție de asemenea de 3 milioane de lei, Ministerul Educației, Ministerul Culturii, sprijinul partenerilor de dezvoltare a Guvernului Statelor Unite ale Americii, ale Marii Britanii, a Suediei, și numai cuvântul împreună poate să caracterizeze acest proiect grandios, în opinia mea. Vedem acum imagini din interiorul MediaCore și dacă n-am ști că e MediaCore la Chișinău, atunci ne-am gândit că vedem orice alt spațiu din orice alt colț de lume. Înțelegem că studiourile au fost dotate cu tehnică performantă și tocmai asta este următoarea mea întrebare. Ce găsim propriu-zis la MediaCore? Spuneam că sunt 3.000 de metri pătrați, nenumărate studiouri. Da, aveți perfectă dreptate. Nenumăratele vizite care le-am avut parcursul ultimei perioade de timp a diferitor actori importanți, atât din sfera a politicului, din domeniul business-ului, atât din spațiul european, din România, ori din spațiul ex-sovietic, au rămas surprinși de ceea ce văd la Chișinău, spații care corespund
tuturor rigorilor secolului 21, ori astăzi, dacă vorbim de studii de calitate în Republica Moldova, ori la Universitatea de Stat din Moldova, nu putem fără de investiții în infrastructură. Ce prezintă acești 3.000 de metri pătrați? Sunt patru zone. O zonă de preproducție, cea de-a doua zonă, zonă pentru un data centru, server și tot ce înseamnă accesorii pentru filmare. A treia zonă este o zonă de postproducție, cu diferite zone pentru sunet, audio și alte spații pentru realizarea obiectivelor care și le propun cei care realizează filmele. Și în sfârșit, platourile de filmare, propriu-zis, cea de-a patra zonă, cu zonă co-working, cu săli pentru conferințe, săli mai mari, săli mai mici. Urmează în luna mai acestui an să realizăm de asemenea un mare proiect care face parte din același complex Mediacor, o hală mare de 800 de metri pătrați cu condiții care sunt sigur că nu mai există la moment în Republica Moldova. Și dacă vorbim de un spirit de interdisciplinaritate, aș fi vrut să fie scoasă această percepție eronată, că vorbim doar despre o zonă de filmări. Vorbim astăzi trăim într-o lume interdisciplinară, da? În care acest cuvânt trebuie să ne însoțească în viața cotidiană de zi cu zi. Vedem posibilități multiple pentru țările de conferință, pentru diferite categorii, diferite discipline, fie că este istorie, fie tehnologie informaționale în domeniul dreptului. Dacă veți uita la serii de conferințe care au fost deja programate pentru perioada următoare de timp, veți observa o gamă foarte variată acestea. Ne dorim foarte mult ca programele educaționale în cadrul Facultății de Jurnalism, Științele Comunicării să încercăm să le dinamizăm, da, și să le apropiem în continuare de piața muncii. Chiar în această perioadă de timp am avut discuții nenumărate împreună cu colegii noștri de la Asociația COR, fiindcă un partener important în această ordine de idei este Asociația COR, cu care avem o colaborare foarte bună. Însăși, Consiliul a Mediacorului este compus din 6 persoane, paritate, 3 persoane din partea Asociației COR și 3 persoane, 3 proiectori de la Universitatea de Stat din Moldova. Colaborarea cu Facultatea de Jurnalism, Științe ale Comunicării din ultimul timp a colegilor de la COR deja aduc anumite rezultate palpabile. În ce măsură vor fi realizate aceste obiective pe parcurs, urmează de văzut, dar eu sunt plin de speranță, cu atât mai mult că spațiile acestea care au fost renovate și care deja sunt retehnologizate, urmează să fie investiții majore făcute în continuare, atât în această zonă de 3 mm, cât și în hală, care urmează să fie dată în exploatare în luna mai a acestui an. Studenții de la Universitatea de Stat vor avea, nu știu, un acces mai special la serviciile Mediacor? Vor participa acolo la cursuri? Nu știu ce urmează. Da, cu siguranță. Studenții de la Facultatea de Jurnalism sunt fixate orele în orar nemijlocit și atunci când se va întoarce după perioada COVID, deja așteptăm cu mult drag în spațiile de Mediacor, în care orele la programele care sunt elaborate în comun cu colegii de la COR să aibă loc la Mediacor în aceste spații. Cel de-al doilea timp avem posibilități de a participa la diferite seminare, traininguri care sunt organizate aici și plus la toate avem un acord semnat între Universitatea de Stat de Moldova și Asociația COR, în care sunt fixate foarte clar posibilitățile nu numai pentru studenții de la jurnalism, științe ale comunicării, cei de la tehnologie informaționale, dar și pentru toți studenții de la universitate care au posibilitatea în zonele co-working, în orele care sunt puse la dispozițiile, folosirea sălilor de conferință, atât a sălii mari cât a sălilor mici. Nu ne dorim ca această apropiere să fie una pe hârtie și nu trebuie să ne temem să experimentăm, să ne expunem punctele de vedere și sunt sigur că această frumoasă colaborare care am avut-o până acum și care a dat aceste frumoase rezultate să fie realizată și în continuare, prin proiecte concrete.
Citeam, cred că m-am găsit pe rețelele de socializare o informație despre faptul că și biblioteca Universității de Stat se va muta la Mediacorp sau e ceva ce... Nu. Mediacorp a fost construit propriu-zis în sediul fostelor săli de lectură și biblioteca propriu-zis este transferată în blocul numărul 1 al Universității de Stat din Moldova acum pentru moment. Am înțeles. Mă întreb dacă studenții care își fac studiile în altă parte, nu la Chișinău, ar putea să vină la Chișinău și să producă creațiile la Mediacorp. Da, sigur că da. Astăzi în Republica Moldova noi vorbim despre o adevărată revoluție în ceea ce privește problemele de nu numai de industrie culturale, ci și de tehnologie informațională și că dovada acestui fapt, noi vorbim despre cel mai important centru de excelență a industriilor creative, dar asemenea prototipii la care ne-am inspirat există în întreaga lume, el nu a apărut pe un teren gol și doar în Republica Moldova pot să vă aduc o serie de exemple, spre exemplu Centrul Techwell, Zip House, Fab Lab-ul de la Universitatea Tehnică, care au devenit deja adevărate centre de atracție pentru studenți. Art Core-ul de la Academia de Muzică și Teatru, de asemenea, reprezintă un puternic centru de atracție. Vorbim despre Nordtech la Belz, care va fi dat în exploatare până la sfârșitul acestui an. Și toate aceste proiecte sunt cu sprijinul partenerilor noștri de dezvoltare. Mă veți întreba dumneavoastră despre o valoare practică a acestora. Pot să vă aduc un exemplu cu Clasa Viitorului. Clasa Viitorului e un proiect similar care a fost realizat la Universitatea Pedagogică Ioan Creangă și în perioada COVID-ului, într-o scurtă perioadă de timp, atunci când noi nu am avut în primele 4 luni din martie până în iunie posibilitatea să interacționăm fizic și te-am ciocnit toți cu o problemă de lipsă de tehnică de calcul, lipsa internetului și lipsa abilităților digitale la profesori, au fost instruiți într-o scurtă perioadă de timp de jumătate de an, peste 20.000 de profesori în 3 categorii diferite, nivel inițial, mediu ori avansat în funcție de pregătirea acestora pentru a face față cerințelor. COVID-ul ne-a dat mai multe lecții, sigur toți ne dorim întoarcerea înapoi în auditoriu, dar în cazul Mediacorului la universitate, ușile noastre de cum sunt deschise pentru toți și atunci când vorbim despre startup-uri, în cazul Universității de Stat din Moldova, ele sunt deschise pentru tot cei care vin cu idei inovative. De pe adevărat, mi-aș dori foarte mult ca această apropiere să nu fie una mecanică, dar să fie realizate ideile în practică. Și eu sunt sigur în potențialul la studenților noștri. Avem studenți extraordinari. Cu siguranță. Mulțumim tare mult, domnule Șarov, pentru prezența și pentru informațiile oferite. Să fie cu Doamne ajută într-un ceas bun și vă mai așteptăm la noi. Cu mare plăcere. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru această oportunitate de a discuta cu telespectatorii. Mulțumim tare mult. O seară bună.